Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou replay. Astăzi îl avem aici ca și protagonist pe Vulturd. Prietenașul nostru Vulturd a jucat cu IS-7 heavy rusesc, unul dintre tancurile care încă mai rămâne controversat și încă mai rămâne un tank, zic eu, destul de bun din cele dintre heavy-le rusești. Totodată trebuie să reamintim că acest IS-7 a fost unul dintre legendarele tankuri heavy ale jocului, doar că odată cu trecerea timpului a trecut și peste IS-7 destul de multe nerfuri, destul de multe modificări și astăzi nu mai este, din păcate, un tank așa cum l-am cunoscut noi în perioada lui de glorie. Dar astăzi avem un replay de la Vulturd. Și vreau să vedem aici împreună ce a făcut pe această hartă. El joacă pe harta zonă sigură. A intrat aici în zona de mijloc. Aici un prim shot la T95. Un shot care nu s-a atins ținta cu pen acolo în zona șenile. Îl focusează aici pe Emil 2. Emil stă acolo ca la poză. I-a făcut acolo poză cu blitz. Focusează din nou Emil mai mult ca sigur încarcă. Despre IS-7, după cum ați văzut, Vulturul joacă cu echipamente MOV, cu echipamente de pe bonduri. Iar ca și echipamente ați văzut că avea acolo turbo, avea acea cupolă HP-ul ăla pe care îl pui pe tancuri și încărcător rapid. Deci, după cum vă spuneam în live-urile mele pe care le fac cu World of Tank, vă spuneam de multe ori diferența, de multe ori în joc, o fac echipamentele pe care le folosești pe tank. Așadar, aici avem niște echipamente de pe bonduri, echipamente bounty, cum le zicem noi, și în felul ăsta vedeți că tankul se mișcă destul de bine, chiar foarte bine față de standard. În primele minute de joc, deja Vulturd 2000 damage aici, foarte bine. Totodată văzut aici sus că e mult agitație, urcă aici și îl pedepsește direct pe Leopard, care e spectator acolo. Cu BZ-ul colegii aici de suferință sunt puși la zid, practic, cele două tancuri. Iar acolo Light încearcă să facă și el un pic de suport aici pentru ei, deși el e montat acolo pe mijloc. În momentul de față, IS-7 aici încearcă să nu iasă atât de mult încât să fie lovit sub burtă. Și după cum vedeți, Leopardul nu poate să tragă deloc în el. Speranța că aici va da cover cu echipier. A tras Leopardul de aici și a dat bounce. Celălalt de pe deal l-a lovit. În momentul de față cade și Leopardul aici sus și rămâne BZ-ul. Un motiv bun aici să-l lovească în plin lateral. Destul de greu de jucat aici pentru că la fel în spate sunt tancuri. Aici mai încercăm cu o lovitură IS-7 la BZ acolo, foarte bine plasată și în momentul de față se relochează. Mi-a plăcut foarte mult felul cum a jucat Vulturd cu IS-7. Tot timpul a fost pe relocare, tot timpul a fost atent pe minimap și tot timpul a fost în focus. Deci a fost acolo unde era necesar să fie tankul. Aici e un revers frumos făcut de IS-7, dacă vă întrebați cei care nu știți ce e reversul, adică modul de a juca cu spatele la inamic. Vedeți că în momentul de față Vulturd stă cu spatele înspre inamic. În felul ăsta își folosește șenilele pe post de, să zic așa, pe post de, și ați văzut aici, dacă a schimbat, s-a întors cu fața, a primit damage mai simplu. La tancurile rusești, în momentul când îți faci un revers, trebuie să-l lovești mult în spate și nici de cum să nu tragi pe părțile laterale ale lui pentru că nu o să-i dai damage. Șenilele ținând locul de
absorție, să zic așa, al tankului. Aici îl pedepsește cu un shot pe BZ care fuge acolo în hangar din nou. 5400 deja damage în primele 5 minute de joc. Aici mai este o chestie interesantă. Echipa pur și simplu s-a poziționat și s-a relocat foarte bine. Uitați-vă acolo sus pe deal câte tankuri sunt acolo. Conquerorul spectator acolo. Și totodată mediile de acolo au jucat destul de ok, reușind măcar să țină placul. Aici în continuare se șaptele mai focusează acolo Conquerorul, dar destul de greu de tras de aici. Distanță destul de mare. Proiectilele au tentat să-și piardă din acuratețe odată ce tragi la distanță. Din nou relocare și din nou în mișcare vulturi. În zbor, să zicem așa, și aici cred că vrea să intre, sau cel puțin îl urmărește pe BZ-ul care... Siguranță BZ-ul, da, este aici la colț. Momentul de față, surpriză. Și în spate, foarte bine s-a uitat acolo Vultur, foarte bine am intuit ideea de a veni tank din spate. Este văzut din partea cealaltă a hărții de KPZ. Leopardul aici dă primul ding. Foarte bine poziționat cu tankul. IS-7-le încasează aici un shot, dar în același timp... și lovește Leopardul. Un ram aici super fain și cu auto aim-ul pe Leopard aici rămâne one shot și este scos de coechipieri. Foarte bine și-a protejat tankul aici Vultur și un match care se încheie cu 8100 damage. Foarte frumos, mi-a plăcut tot timpul pe focus, tot timpul pe energie aici. Bravo Vulture!